Mărimi fizice, scalare. Corpuri sunt peste tot în jurul nostru. De existența lor ne dăm seama cu ajutorul simțurilor. Văz, le vedem. Auz, le auzim. Olfactiv, miros, le mirosim. Gust, le gustăm. Tactil, le pipăim. În Tulcea vedeți vapoare de diferite mărimi. Cum îl descrieți pe cel mai mare pentru a-l diferenția de cel mai mic? Este mai lung? Este mai înalt? Este mai lat? Are volum mai mare? Are masă mai mare? Are putere mai mare? Și altele, spuneți voi. Este necesară cel puțin o mărime fizică prin intermediul căreia să diferențiem două corpuri sau fenomene fizice. Mărimea fizică este o proprietate fizică măsurabilă. Ce unitate de măsură este mai potrivită? Cum se măsoară? În ce condiții fizice mărimea fizică definește cât mai exact proprietatea fizică măsurată? Depinde de proprietatea fizică, de condițiile de măsurare, dar și de cel care efectuează măsurătoarea. Cântăriți un corp cu balanța în clasă. Cântăriți același corp acasă, în tren, pe vapor sau barcă, în mașină, atunci când acestea sunt în repaus sau merg rectiliniu și uniform, adică traiectoria să fie dreaptă și viteza constantă. Cântăriți același corp la Tulcea sau București sau oriunde în lume, în aceleași condiții cu cele prezentate mai sus, repaus sau mișcare rectilinie uniformă. Ce veți constata? Că acel corp cântărește la fel. Măsurați o carte sau un caiet. Va avea aceleași dimensiuni oriunde în lume. Măsurați timpul scurs la parcurgerea drumului de acasă la școală. Anunțați un coleg când plecați și când ajungeți. Dacă măsoară timpul între cele două momente, va ajunge la aceeași concluzie. Timpul măsurat va fi același. Mărimile fizice, care nu depind de locul unde se măsoară, cum se măsoară sau de către cine se face măsurătoarea, cu condiția să fie corectă, se numesc mărimi fizice scalare, în condiții de repaus sau mișcare rectilinie uniformă. Mărimile fizice scalare sunt caracterizate doar de valoare numerică, ceea ce constituie determinarea cantitativă, și de unitatea de măsură, ceea ce constituie determinarea calitativă. Exemple de mărimi fizice scalare. Distanța parcursă de un corp. Distanța fiind măsurată în sistemul internațional cu ajutorul metrului. Durata unui eveniment. Unitatea de măsură în sistemul internațional fiind secunda. Masa unui corp cu unitatea de măsură în sistemul internațional kilogramul. Volumul unui corp cu unitatea de măsură în sistemul internațional metru cub. Densitatea unei substanțe cu unitatea de măsură în sistemul internațional kilograme pe metru cub. Temperatura unui corp cu unitatea de măsură Kelvinul. Sarcina electrică cu unitatea de măsură în sistemul internațional Coulombul. Intensitatea curentului electric cu unitatea de măsură în sistemul internațional Amperul. Pentru o mărime scalară sunt suficiente doar valoarea numerică și unitatea de măsură. De exemplu, dacă ni se comunică informația că un corp are masa de 5 kg, înțelegem imediat despre ce mărime fizică este vorba și ne este suficientă această informație. Dar dacă ni se spune că viteza unui corp este de 5 metri pe secundă, este de ajuns